prezent, în primul an a fost 40 și 74 și iată dublăm anul ăsta numărul de copii, de elevi care vor fi prinși în acest sistem de învățământ dual. Bineînțeles, vârful va fi acest consorțiu pe învățământ dual și tehnic superior. Pentru prima dată vom avea și școala ingineriască la Buzău, ceea ce nu este puțin de loc. Vom avea secții de inginerie tehnică, dar și pe chimie alimentară. Bineînțeles, aici am consultat mult cu domnul director Jean Sorin Arăbagiu, astfel încât să avem chimia produsului alimentar și la Muzeul Facultatea care sunt toți dumneavoastră. Da. Normal, nu o să facem numai pere, nu o să facem și mâncare, nu o să mai importă România 70% din mâncare, o să producem de toată la Muzeul. Să-ți vedeți doar o persoană.